Găsit, sunt Mihala Gurescu și vă prezint retrospectiva săptămânii. La Universitatea de Vest din Timișoara susținem sportul în toate formele sale. Luni UVT a fost gazda evenimentului de deschidere a sezonului 2024 a Junior NBA League România, competiție dedicată a elevilor din ciclul primar. Cu această ocazie, școlile participante și-au aflat titulatura sub care vor evolua în acest sezon. Marți am avut plăcerea să fim prezenți la partenerii noștri de la Nokia cu seria de documentare Timișoara, Harta Secretă, Oameni și Locuri, unde angajații au descoperit poveștile ascunse ale Timișoarei. Timișoara, Harta Secretă, Oameni și Locuri este un proiect comun al casei de cultura municipiului Timișoara și al UVT. Pe data de 6 și 7 martie, la Universitatea de Vezi din Timișoara s-a desfășurat a treia ediție a, -a evenimentului Career Days by UVT. În cadrul acestui eveniment, studenții UVT au avut ocazia de a interacționa direct cu angajatorii celor mai cunoscute firme din Timișoara. Joi ne-am dat întâlnire la proiecția filmului Femeile nu pedalează la cinema Victoria Timișoara. De la Bruxelles la Tokyo, aceste femei dovedesc contrariul, un film despre ce înseamnă să fie o femeie care merge cu bicicleta în diferite țări din lume. Evenimentul face parte dintr-o serie de proiecții de film dedicate pe dalări și este propus la inițiativa Robaic Valley cu sprijinul de Catlon, ICAM-UVT, Fundația Comunitară Timișoara și Fundația Comunitară Banatul Montan. Tot joi, în încinta Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran, studenții clasei doamnei conferențiar universitar Dr. Mariana Șarba de la Facultatea de Muzică și Teatru UVT au susținut recitalul vocal Primăvara Lirică. Aceștia au fost acompaniați la pian de către lector universitar dr. Silviana Ana Cârdu și lector universitar dr. Marcela Costea. Pe data de 7 martie, de la ora 18, în Avitatul A12, v-am invitat la conferința Love Forever, sărbătorile iubirii pentru țărani, orașeni și generația Z, susținută de dr. Camelia Burghele, cercetător la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău. Conferința a fost urmată de un dialog cu studenții despre profesia de etnolog. UVT a lansat anul acesta platforma bac.uvt.ro, unde elevii din întreaga țară pot găsi informații atât despre programul de pregătire pentru examenul de bacalaureat, precum și celelalte oportunități din cadrul programului UVT pentru elevi. Astfel, de mâine 9 martie începe ediția din acest an, în cadrul căruia vor fi organizate săptămânal sesiuni de pregătire, sâmbăta în format online până în data de 29 iunie 2024. Cu bucurie vă anunțăm că OSB Timișoara revine și în acest an cu o nouă ediție a evenimentului 100 de studenți au zis. Evenimentul va avea loc în data de 17 martie în sala de spectacole din cadrul FIT Timișoara, iar tematica ediției poartă denumirea de facultate versus facultate. E important să faci mișcare, dar la fel de important e să știi să te odihnești. Te invităm să fii alături de noi și de profesor universitar dr. Ștefan Mihaicuță în data de 13 martie la conferința intitulată Somnul de calitate, Vino să descoperim care sunt beneficiile somnului și cum te poți bucura cu adevărat de acestea. Acestea au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de UVT Media Hub!